Ca urmare a unor lucrări de reparații ce vor fi executate la conducta de transport DN 400 mm, Sece Vital SA anunță că în cursul nopții de joi 26 august spre vineri 27 august, în intervalul orar 22:02, vor rămâne fără apă potabilă utilizatorii din Baia Mare de pe Bulevardul Republicii, de la numerele 30-42 și 37-47, iar cei de pe strada Vlad Țepeș, Oituz, Transilvaniei și Aleea Dobrogei vor avea redusă presiunea apei potabile. Societatea Vitale SA solicită înțelegere din partea utilizatorilor pentru disconfortul creat și le reamintește că lucrările sunt realizate în beneficiul lor pe termen lung, prin realizarea acestora urmărindu-se îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor. În perioada 30 august-24 septembrie, Camera de Comerț și Industrie Maramureș organizează un curs de contabilitate. Se pot înscrie administratori ai IMM-urilor, titulari de PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, angajați ai operatorilor economici care doresc să se inițieze sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul contabilității, persoane care au absolvit învățământul liceal. Se obțin competențe în întocmirea documentelor primare, contarea operațiunilor patrimoniale, efectuarea de calcule specifice, completarea registrelor contabile, întocmirea balanței de verificare, evaluarea patrimonială, întocmirea bilanțului contabil. Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii, durează 80 de ore, se derulează pe parcursul a 4 săptămâni, de luni până joi. De precizat că orele se desfășoară online pe platforma Zoom. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Maramureș, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în trimestrul al doilea al anului în curs. Suma ce va fi achitată beneficiarilor este de aproape 837.000 de lei. 4 solicitanți de sprijin financiar vor primi bani pentru servicii de determinare a calității genetice a raselor de animale, suma totală fiind de 796.000 de lei. Un alt fermier maramureșan va încasa peste 40.000 de lei pentru serviciile de întocmire și menținere a registrelor genealogice ale raselor de animale.